capătul acestei lecturi intime. Pe mine mă pasionează foarte mult să fac prezentarea acestei cărți. Și vă spun de ce. Fiecare dintre noi vede centrul lumii în care a trăit din perspectiva profesiunii lui. Dacă vorbim de secolul 20, putem să auzim lucruri de genul ăsta. Secolul lui Einstein sau secolul lui Freud sau secolul lui Solzhenitsyn sau secolul penicilinei sau secolul Papei Ioan Paul al II-lea, care a mișcat plăcile comice ale secolului. Sau secolul Lenin, care a răsturnat ordinea omenirii. Toate aceste moduri, toate aceste perspective sunt valabile și sunt acceptate de noi toți, pentru că sunt la vedere. Când cineva spune secolul Einstein, nu o să-l contrazici, că nu e așa. Toată lumea știe ce a făcut Einstein în istoria noastră și așa mai departe. Dar pentru un șef al spionajului american, pentru un șef CIA, care e centrul lumii? E, acolo lucrul ăsta nu e la putere. Așa că atunci când afli al cui secol este un care personaj din punctul de vedere al unui șef al CIA, rămâi nimic să afli. Așa cum am rămas eu nimic când am citit pe manșeta asupra potentei declarația lui James Woolsey Jr., fost director al CIA, care spune ceva care m-a înmărmurit și o să vă înmărmurească și pe dumneavoastră. Zice, generalul Pacepa e considerat de comunitatea de informație a SUA singurul reprezentant al Occidentului care a demolat o întreagă rețea de spionaj în anumită și a jucat un rol remarcabil în preîntâmpinarea celui de-al treilea război mondial. S-a spus despre el că e omul cu cea mai mare influență din secolul 20, dacă nu știu din secolul 21. S-a spus despre el. Au spus, dar noi n-am spus, că nu știam. Pacepa nu numai că ne-a ajutat să înțelegem istoria și multe dintre operațiunile de dezinformare, îndeoseb din partea Rusiei și a țărilor din Orientul Mijlociu, la care încă asistăm, dar ne-a oferit avantajul de a învăța cum să le înfrângem. Pe scurt, a deschis o lume a cărei existență nu era cunoscută multora dintre noi, în timp ce aceia care o cunoșteau o subestimau considerabil. Cum se face că noi nu am putut resimți ce a simțit domnul Woolsey Junior, destul de simplu. Activitatea unui serviciu spionat de calibru celui al Statelor Unite, dar toate serviciile de spionaj se numesc toate servicii secrete. Secret nu se referă la faptul că serviciul e secret, deci toată lumea nu există, ci la obiectul activității. Serviciile secrete țin secrete obiectele activităților, activitatea lor ca atare. Drept care, noi nu avem acces la mărimea, la calibru, la influența istorică a unui personaj dinăuntru sistemelor secrete. Așadar, am aflat cu ocazia asta că semnificația
iau și te i-a ajutat să-l înfrângă dușmanul. Noi știam doar asta. Dimensiunea cealaltă nu o cunoșteam. Dar oricum, pe baza acestei cărți de la Europa Liberă și pe baza faptului că s-a lăsat în offside mizerabili colegi și regimul arborios, a devenit erou. În același timp, pentru colegii rămași în offside, ca să-și salveze imaginea, a trebuit să devină trădător. Cum stabilim dacă este un erou sau un trădător? Să știți că problema asta nu este nouă. Ea are o vechime enormă în istorie. Conjurația lui Pizzo împotriva lui Nero, dacă reușea să-l omoare, care conducea conjurația de Nero, erau eroi, pentru că tipul era un monstru. Și atunci cei care îl omorau erau eroi, că erau oameni din anterior care se obiseră. Problema asta a început să fie discutată, foarte interesant, la începutul secolului XV, când la Paris a avut loc o crimă politică. Fratele regelui, nu vreau să-i dăm nume, ducele de Orleans, în paranteză, a fost ucis de un adversar politic, care s-a prezentat ca omorâtorul tiranului. Și atunci a apărut discuția în jurul tiranicidului. În ce măsură un om care omoară un tiran este unul care își mântuie poporul și comunitatea sau din potrivă unul care a făcut tipăroșia de a-și trăda legământul față de el, față de suveran. Ducele cu pricina, cel care l-a omorât, a solicitat un teolog, filozof, de la Universitatea din Paris, să dea argumentele pentru care atunci când omori pentru binele comunității, în speță un tiran, ești de rog și își scutite legământul de credință. Acest domn, chemat Jean Petit, a făcut o argumentație în 7 puncte, în care primul punct se referea la crima Iuditei, din cartea Iuditei, din Biblie, în care o femeie evreică, ca să salveze cetatea de invazia asiriană, babiloniană, îl omoară pe generalul care controlise toate regiunile, pe Holofer, îi taie capul și trece de o eroină. Acest model a fost utilizat mereu ca un argument mitologic, tipic, pentru justificarea de ucidere lui tiran. Numai că această poveste are o clipă. Cum stabilești dacă cel pe care l-a omorât un tiran pentru toată lumea sau doar pentru tine și pentru tarea ta? Deci se punea problema definirii clare a tiranului. Cel care omora spunea imediat, am omorât un tiran, mulțumiți-mi. Noi trăim, din fericire, o epocă în care tiranul e foarte ușor de definit. Nu este un gest violent făcut împotriva unui personaj pe care îl declar mai mult sau mai puțin aleator, criminal, tiran. La noi, a trăi într-o societate totalitară înseamnă a trăi din capul locului într-o societate condusă de un tiran. Deci în clipa în care cineva l-ar fi omorât pe Stalin, nu se punea problema dacă a omorât sau nu un tiran. Evident că ai fost un erou. Dacă complotul făcut împotriva lui Hitler de către ofițerii de vârf ar fi reușit, oamenii ăia erau astăzi mari eroi ai omenirii. Dacă cineva reușea să-l omoare pe Ceaușescu, toți speram că să există un nebun care va avea curajul ăsta, am fi zis că e ok, am fost omorât un tiran. Drept care, când ne referim la cazul în speță Faceva, argumentul e simplu. A fugit, a defectat dintr-un stat totalitar, tiranic, și gestul lui i-a corectat, cum spunea domnul Stanomir, biografia. Și atunci, el a devenit, pe linia asta, un erou. Deci asasinarea sau trădarea unui tiran spre binele comun, de către unul din supușii săi, este un gest valabil într-o tiranie. Acum, ultimul lucru
acces într-adevăr pentru prima oară la o privire dinăuntru, pe care noi nu am avut-o niciodată. După 1990, am ajuns la un moment dat, mai țin minte, după un an, după trei, să intru în faimoasa tine de pe primă. Despre Ceaușescu nu știam, nimeni nu știa cum trebuie să face. Știam vorbele, demagogiile, propaganda, televizorul și detestam pentru gesturile, urmărirea trecutului și pe celelalte. Pentru avorturile care au născut zeci de mii de orfani nenorociți, etc. Dar, tocmai pentru că serviciile sunt secrete, noi nu știam nimic din culisele lui. Când am intrat în casa aia, un prost gust de săvârșit, de opulență pe măsura unui soarte uriașă, ajunse în vârful societății, ceea ce m-a șocat a fost vizita făcută în baie. Era într-adevăr toată în aur. Robinetele erau din aur, dușurile erau din aur, totul era din aur. Era ceva absolut scabros. Deci simțeai acolo urcarea în copac. Cartea asta e importantă pentru că a pus în lumină portretul extrem de mic al tipilor care spuneau că conduc țara spre binele României, care ne legau de daci în mod patriotici, de romani cum trebuia, care spuneau cuvinte sfărăitoare și goale. În spatele lor era Grotescu, urcarea la cap, demagogia, folosirea abuzivă a puterii, ordinea, toate astea. Astea toate apare. Și ultima propoziție pe care vă spun este că atunci când sunt turiștii care apar la televizor în continuare, ultima oară a apărut marele istoric Proncolă, un securist istoric, care construiește cele mai penibile sofisme. Și spunea, faptul de a repeta la nesfârșit de 30 de ani și avem de a face cu un trădător, este cât se poate de justificat pentru că ce va trebui transformat în trădător.